Bună ziua și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Ce mai face Putin? Nu mai prosti, nu mai prosti face. E un dictator. Clipul de azi e menit să vă pregătească pentru momentul din viitorul apropiat în care o rudă o să vină la voi și o să vă povestească despre cum al doilea război mondial a pornit de fapt din vina Poloniei. Asta e masa pe care o tot așează intens Putin de aproape un an în pregătirea datei istorice de 9 mai la împlinirea a 75 de ani de la... de la ce? Uniunea Europeană zice că se împlinesc 75 de ani de la terminarea aurorii numită al doilea război mondial. Putin zice că se împlinesc 75 de ani de când URSS-ul a salvat Europa de sub jugul nazist. Drept pregătire, anul trecut, pe 20 decembrie, adică acum câteva luni, Putin a venit la o conferință și a vorbit o oră înarmat cu documente care arată clar că Uniunea Sovietică n-a făcut nimic greșit, că Polonia practic și -o cerea și că vestul iar calomniază mama patrie. Modul în care a mintit războiul e un subiect absolut esențial pentru Putin, pentru că el l-a tot folosit în ultimii 20 de ani, pe plan intern ca să tot pună paie pe focul naționalist, iar pe plan extern ca să-și justifice invazii în țări ca Georgia sau Ucraina. În Rusia războiul e cunoscut sub numele de marele război pentru apărarea patriei, nu al doilea război mondial. Și e tot înfășurat în ideea că Uniunea Sovietică a salvat lumea și totuși vestul diabolic nu e recunoscător deloc. Nu zic și ei pun mersi. Dacă existau dubii vizavi de înclinațiile lui Putin, unul dintre primele lucruri pe care le-a făcut când a devenit președinte în 2000 a fost să schimbe imnul Rusiei înapoi la varianta sovietică. Au fost compuse versuri noi, dar muzica a rămas cea comunistă. Al doilea lucru pe care l-a făcut a fost să redea armatei steagul sub care au învins forțele fascismului. Nu s-a atins de tricolorul rusesc, dar drapelul folosit de armată în ceremonii se întoarce la varianta URSS cu tot cu ciocan și secure. Putin spunea încă din 2000 că scopul lui absolut este să facă poporul rus să creadă în tot ce spune și face guvernul. Oamenii să creadă cu tărie în orice măsuri luate, convinși că sunt luate în strict interes național, să creadă cu sinceritate că Putin știe mai bine care e acest interes național și că în procesul de a-l împlini interesul individual imediat ar trebui, evident, să treacă un pic pe locul 2, pentru binele națiunii. În scopul dobândirii credinței poporului, Putin a mulți de la bun început nostalgia pentru Uniunea Sovietică, destul de prezentă în rândul rușilor, pentru că știa că e o unealtă foarte performantă. Trebuia reinstaurată noțiunea, măcar în imaginație, că Rusia e o superputere cu care nu te joci, să poată rusul să se bată în piept. Sărăcia poate e la fel, dar înainte oamenii măcar aveau impresia că trăiesc într-o țară măreață și importantă. În 2005, la aniversarea 60 de ani de la terminarea războiului, Putin declara într-un discurs televizat către popor că prăbușirea Uniunii Sovietice a fost cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului, că pentru poporul rus a fost o adevărată tragedie. Deodată, zeci de milioane de cetățeni s-au trezit în afara teritoriului rusesc. Această tragedie e pretextul sub care Rusia a invadat Georgia în 2008 și Ucraina în 2014, ca să protejeze acești sărmani ruși rămași pe afară după căderea comunismului. Acum, la aniversarea a 75 de ani de la finalul războiului, Putin pregătește un alt cadou lumii, împachetat în același naționalism sovietic cu fundițe staliniste. Haideți să vedem cam cum arată. You'll never have the stone. Oh, this you crazy Miezul problemei, mărul discordiei, este pactul Ribbentrop-Molotov, încheiat de Germania cu Uniunea Sovietică pe 23 august 1939, cu o săptămână înainte de invadarea Poloniei. Probabil știți că pactul presupunea un acord de non-agresiune între cele două puteri, Că ele nu se atacă în cele ce vor urma, doar că el presupunea și mult mai mult de atât. Și păstrarea adevărului istoric în ceea ce îl privește e un element cheie în determinarea rolului Uniunii Sovietice în prima fază a războiului mondial. Motiv și pentru care Putin și-a îndreptat intens revizionismul istoric spre el. În plina campanie electorală, în scopul de a rămâne ales pe vecie. Putin s-a pregătit puternic pentru această aniversare de 75 de ani, pentru că reprezintă o ocazie perfectă pentru a arăta din nou cum vestul maltratează Rusia și cum el e singurul protector al intereselor adevărate ale țării, al imaginii și al memoriei rusești. Izbucnirea pandemiei probabil a stricat un pic planurile pentru piesa pe care voia să o pună în scenă, dar ea arată așa. Anul trecut, pe 23 august, în Moscova s-a organizat o expoziție în jurul tratatului Ribbentrop-Molotov, acompaniat de tratatul din München din 1938 și alte documente și înțelegeri de până la izbucnirea războiului. Expoziția a fost pregătită de o campanie online sub hashtag Adevărul despre WW2. Scopul era clar. Uniunea Sovietică nu a făcut nimic diferit de restul țărilor prin semnarea tratatului cu naziștii au fost practic obligați să o facă pentru că vestul încerca să direcționeze agresiunea germană spre est. Așa o fi? Tratatul din 1938 îi dădea Cehoslovacia lui Hitler ca să nu iasă scandal. El a fost semnat de Marea Britanie, Franța, Italia și, evident, Germania. Vestul încerca să evite războiul cu orice preț și Hitler a zis că vrea doar niște Cehoslovacia și după aia se calmează, nu mai invadează nimic. Sperând că dictatorul psihopat n-ar au încercat să-i facă pe plac. Au semnat și Cehoslovacia a dispărut. Polonia a profitat și ea de ocazie și s-a servit neregulamentar cu o bucățică de teritoriu pentru care se războiseră în 1919. În spiritul de, mă scuzați, dacă tot dizolvăm Cehoslovacia, luăm și noi partea asta de aici, e micuță, sunt polonezi în ea, haideți mersi să trăiți. Putin folosește acordul din München ca să argumenteze că toată lumea a cu Hitler și că Uniunea Sovietică n-a făcut nimic diferit. Mai mult, el zice că Stalin ar fi sărit în apărarea Cehoslovaciei dacă vesticii nu erau așa lași, o noțiune între inventată și puternic romanțată de naționalism. Stalin cel mai probabil stătea și râdea de scandal. Nu avea niciun interes să intervină nicăieri în punctul ăsta, mai ales în Cehoslovacia, o țară cu care nici nu avea granițe. Polonezii totuși nu erau deloc niște mielușei, ei chiar au profitat într-un mod extrem de neinspirat de criza momentului. Din teritoriul însușit s-au chinuit să păstreze un oraș centru feroviar care ar fi trebuit să revină Germaniei. Dar germanii, inspirați, au cedat acest centru provincial, în esență irelevant, și au profitat de ocazie ca să bage niște propagandă de calitate. Au zis, iată ai naibii polonezi, cum partiționează ei săraca Republică Cehoslovacă. Niște brute! Polonia era acum acuzată că e complicele naziștilor și, în mod cert, bine nu arăta deloc ce au făcut ei acolo. Au reușit să-și sacrifice imaginea în Europa pentru o bucată de 800 de kilometri pătrați. Putin, practic, preia azi din propaganda nazistă ca să redirecționeze din vină spre Polonia, să nu se mai uite oamenii, spre Rusia. Dar Hitler nu avea nevoie de cine știe ce scuză ca să se servească din niște Polonia. Avea nevoie doar de materiale rusești. Naziștii și-au dat seama că dacă încep războiul, opțiunile lor pentru import de materie primă devin limitate, așa că după pactul de la München au început discuțiile cu URSS la sfârșitul anului 1938 și începutul lui 1939. Rușii trebuiau să livreze cele necesare pentru mașinăria germană de război, iar în schimb primeau tehnologie germană care să ajute la industrializare. Aspectul ăsta e extrem de important și e unul dintre lucrurile care lipsesc complet din prezentările lui Putin de istoric entuziast. O fi uitat. Ultimul tren cu materiale rusești a plecat spre Germania pe 21 iunie 1941, cu o zi înainte ca Germania să atace URSS-ul. Rușii au alimentat constant pe naziști în primii doi ani de război, așa că nu, pactul ăsta nu era ca toate celelalte. Când iei asta în considerare, calitatea de eliberatorie a sovieticilor pe care tot bate moneda Putin scade dramatic. Alt motiv extrem de concret pentru care acest pact era unic a fost protocolul secret semnat la pachet. El a și rămas secret în URSS până în 1989, când Gorbachev l-a făcut public și l-a condamnat. În vest, el a fost găsit destul de repede după război în arhivele naziștilor. În acest protocol secret, cele două puteri se înțelegeau să împartă din teritoriile aflate între ei. Polonia Jumă, și rușii primeau Lituania, Letonia, Estonia, Finlanda și Basarabia, care era parte din România. Din exces de zel și entuziasm, Stalin a luat și Bucovina de Nord pe lângă Basarabia, deși ea nu era trecută în acord. Drept rezultat, pe 17 septembrie 1939, la două săptămâni și un pic de la invazia germană, rușii atacă și ei Polonia din dreapta. Pe 22 septembrie, armata nazistă și cea sovietică au o ceremonie prietenoasă în Brest, Litovsk, care marca retragerea trupelor germane până la granițele convenite în protocolul secret. Există și poze de la paradă pline de voie bună. Lucrurile erau de-a dreptul conviviale. Două luni mai târziu, pe 27 noiembrie, NKVD-ul rusesc, precursorul KGB-ului, și SS-ul nazist se întâlneau să discute cum pot să coopereze mai bine ca să-i distrugă pe polonezi. Întâlnirile astea au continuat câteva luni. Putin vorbește despre cum intervenția rușilor în Polonia a salvat nenumărate vieți. E neclar ce vieți. Rușii au arestat, deportat sau omorât cot la cot cu germanii, polonezi considerați indezirabili. Într-o singură mișcare, NKVD-ul rusesc a executat 22.000 de oameni atent selecționați din rândurile militare și intelectuale poloneze. Au făcut 10.000 de interrogatorii ca să identifice crema și au eliminat-o. Evenimentul e cunoscut ca masacrul de la Katyn și e complet incompatibil cu noțiunea că rușii n-ar fi colaborat intens cu germanii la momentul respectiv. În noiembrie 1940, germanii au invitat chiar URSS-ul în Pactul Puterilor Axei să devină al patrulea membru pe lângă Italia și Japonia. Negocierile n-au dus nicăieri până la urmă pentru că Hitler l-a întrerupt, posedat de ideea că trebuie neapărat să invadeze și Uniunea Sovietică. Nebunia asta a lui probabil a contribuit considerabil la nu trăi azi într-o lume în care naziștii și sovieticii să fi fost mari învingători ai războiului. Pentru că până la punctul ăla, Stalin părea destul de mulțumit cu situația. Toate astea sunt lucruri pe care Putin le neglijează în discursurile lui profund revizioniste, menite să prezinte Rusia ca salvatorul Europei. Ca să recapitulăm, pactul din 1938 de la München a fost tentativa complet neinspirată a Franței și a Marii Britanii de a negocia și a-l împăca pe Hitler, în speranța naivă că Cehoslovacia îi satură pofta. În procesul ăsta, Polonia a acționat oportunist și a luat un teritoriu pe care se certa cu Cehoslovacia încă din 1919 și l-a luat chiar în defavoarea Germaniei. Asta a dat șansa naziștilor să demonizeze Polonia care, totuși, nu coopera cu ei, încerca doar să profite de ocazie pentru interesul propriu. Germania a invadat Polonia la o săptămână după pactul Ribbentrop-Molotov, dar doar după ce se înțeleseseră cu rușii cum împar țările și doar după ce se asiguraseră că materiile prime de care au nevoie continuă să curgă. Naziștii au justificat invazia inițial zicând că trebuie să protejeze populația germană de regimul brutal polonez. Putin încearcă să convingă că cele două pacte sunt moral egale, ceea ce e absurd, pentru că Franța și Marea Britanie nu s-au înțeles cu Hitler să împartă între ele națiuni independente și, în mod cert, nu au cooperat cu naziști la epurări odată ce au invadat națiunile alea independente. Așa că, da, Uniunea Sovietică nu are deloc mâinile curate în problema începerii celui de-al doilea război mondial. În acest sens, și ca răspuns la expoziția de pe 23 august din Moscova, Uniunea Europeană a adoptat o rezoluție în septembrie 2019 în serviciul memoriei colective a Europei, în care scrie că acordul Ribbentrop-Molotov a deschis calea pentru al doilea război mondial. Guvernul rus a profitat de ocazie ca să pompeze fake news cu lopata pe subiect în interiorul țării. Vestul diabolic, mincinos, susține că e vina Uniunii Sovietice că a pornit al doilea război mondial. Cum se poate așa ceva? Uniunea Sovietică care a salvat lumea, ăștia sunt nebuni. Uitați cum încearcă să denigreze mândrul popor rus. V-am zis noi că numai de astea fac. Limbajul folosit e același. Acuză la rândul lor Uniunea Europeană de o falsificare abjectă a istoriei. Că nu se poate să umblăm cu asemenea fake news pe probleme atât de importante. Rusia este totuși vrăjitorul suprem în această nouă epocă a propagandei digitale. Atacă tot din trei unghiuri până nu mai înțelegi nimic peste tot prin lume sprijină grupuri pro și grupuri contra ca ei să se poziționeze la mijloc și să arate cu degetul Uite ce nebuni! În Germania finanțează fasciști și antifasciști. În America, protestatari Black Lives Matter și grupuri ale poliției. Se pun apoi în mijloc și spun poporului rus Uite ce demenți sunt ăștia în vest! Doamne, câtă decadență! Bine că ne aveți pe noi aici să vă protejăm în timp ce imperiile astea capitaliste se autocanibalizează. E o strategie abilă și performantă, care profită de toate avantajele lumii 2.0 în care trăim la niște costuri relativ minore. Ce face Putin e să planteze zăzanie în lume peste tot pe unde poate, cu eforturi minimale. Niște băieți cu niște calculatoare ca să-l ajute să pozeze în stâlpul sovietic garantul unei lumi normale. Anul trecut, pe 27 septembrie, ministrul rus de externe condamna în plenul ONU acțiunile de divizare a umanității, că o umanitate divizată stă în pragul distrugerii, în timp ce politica lor externă e fix de a fragmenta maxim lumea vestică care îi se opune. Dacă vestul se mănâncă singur din interior, nu mai există un front comun care să critique practicile rusești. În aceeași adresă ONU se critică revizionismul istoric al UE, ca fiind pronazist. Practic, dacă zici că și Uniunea Sovietică a avut partea ei considerabilă de vină în declanșarea războiului, ești pronazist. Putin creează o dualitate foarte simplă pe care o servește poporului rus mai ales, dar pe care încearcă să o servească și în restul lumii. Uniunea Sovietică, salvator glorios, nazist, bau bau diabolic. Să zici că rușii nu sunt salvatori înseamnă că ești pronazist, ceva groaznic. Ce e în regulă cu tine? În interiorul Rusiei, declarațiile împotriva acestui revizionism UE sunt foarte apăsate. Nu o să lăsăm pe nimeni să distorsioneze istoria doar ca să-și atingă niște scopuri politice imediate, să distrugă memoria poporului nostru, a taților noștri, a bunicilor care și-au dat viața în lupta cu nazismul. Totuși, în tot tăvălugul ăsta pe tema anilor 1939-1945, uneori se pierde din vedere un aspect de bun simț. Ce anume au eliberat atâta roșii dacă au ținut apoi sub jug încă 45 de ani și jumătate din Europa? Să luăm ca un scurt exemplu eliberarea României. După război, URSS-ul a decis întoarcerea granițelor României la acordul din iunie 1940. Acordul în care ei au luat teritorii și au zis sunteți de acord, bravo! Apoi au stabilit că trebuie să le fie plătite niște daune enorme pentru război. Apoi au transformat țara în colonie sovietică și au inventat sovromurile, societăți economice chipurile colaborative, prin care au fost luate toate resursele României între 1945 și 1956. După 11 ani au acceptat desfințarea valvelor de subt cu obligația României de a răscumpăra activele sovietice, supraevaluate la un preț de 3 ori mai mare. Datoria asta de 5,3 miliarde de lei urma să fie plătită între 1966 și 1975. Constantin Icebrătianu spunea: În timp ce germanii ne-au luat ouăle de la găini, rușii au mâncat mai întâi găinile și acum insistă să le dăm ouă. Molotov, ministrul de externe al URSS-ului, interzisese explicit românilor să critique convențiile încheiate cu sovieticii. Cu toate astea, George Manu, un fizician român, în 1946 realizează un studiu care arată că până la 1 octombrie 1946 România a pierdut 960 de milioane de dolari, cu tot cu sovromurile 1200 de milioane de dolari. Ca să ne dăm seama ce înseamnă asta, bugetul României în 1938 era de 250 de milioane de dolari. România a fost între ciocan și nicovală și a ieșit până la urmă pierzător în război. Până pe 23 august 1944, sovieticii luaseră prizonieri de război 309.533 de soldați români. După 23 august, când teoretic armata română lupta cot la cot cu URSS-ul, au mai luat 135.620 de prizonieri. Din ei, destul de puțin s-au mai întors. Așa, prieteni buni, eram. Doar 20% din banii aia pierduți erau ca urmare a prevederilor armistițiului. Restul, așa cum scria în studiu George Manu, fiind cauzat de capturi și interpretările incorrecte ale rușilor. El scria că scopul studiului este să descrie obiectiv felul în care un popor mic este nimicit în mod sistematic de o mare putere. George Manu a fost arestat în 1948 și condamnat la muncă silnică pe viață. Sovieticii au confiscat și întreaga flotă română, din care au returnat apoi o fracțiune ca să-și arate mărinimia nesfârșită ca dovadă a fabuloasei prietenii româno-sovietice. În perioada asta, Stalin are o serie de întâlniri cu Gheorghe Gheorghiu Dej, în care îi dictează ce trebuie să se întâmple în România. Istoria scrisă azi de Putin vrea să dea impresia că lupta împotriva nazismului a pornit din cine știe ce gest altruist umanitar din partea sovieticilor. Nu pentru că naziștii intraseră peste ei și încercau să le ia țara. În procesul de împingere a armatei germane înapoi spre Berlin, rușii și-au păstrat controlul în toate țările prin care au călcat, pentru încă 45 de ani. Deci da, Europa a fost salvată din ghearele lui Hitler ca să stea în poala lui Stalin. Argumentul aici probabil fiind că Stalin e ceva mai puțin groaznic decât Hitler, ceea ce, ce pot să zic, bravo. Să te tot salveze, Stalin. Cum se zice în popor, salvat ar Stalin. Stalin pare mai puțin complet psihopat pentru că epurările lui nu se bazau pe rasă, ci pe clasă, printre alte lucruri, ceea ce într-adevăr îl face un psihopat ceva mai finuț, prinde subtilitățile. Dacă din comparația cu Hitler ești la limită ca răul ceva mai mic, ăsta nu e cine știe ce compliment. Glumesc, dar noțiunea pompată la infinit de Putin că Europa a fost salvată de Stalin e rizibilă. Și totuși, în Rusia nu prea râde nimeni. Situația e mai severă decât pare. Dacă în 1987 Gorbachev declara că Stalin a comis crime enorme și de neiertat, o asemenea declarație e de neînchipuit azi în Rusia. Putin, în mod spectaculos, lucrează intens la alt spăla și pe Stalin. N-a fost chiar așa rău, se exagerează. În 2000, zicea, au fost, deopotrivă, pagini tragice și strălucitoare în istoria noastră. Stalin a fost doar un conducător eficient care a impus sacrificii pentru a fi eficient, așa cum și Putin e azi un manager eficient care administrează situația pentru binele colectiv. Toate lucrurile astea sunt, de fapt, foarte bine legate în propaganda rusească. 9 mai e sărbătorit ca ziua victoriei, momentul în care glorioasa Uniune Sovietică a salvat lumea. În noiembrie 2014, după anexarea Crimeei, Putin se întreba la o conferință: Am fi câștigat oare războiul dacă regimul ar fi fost mai puțin dur, dacă ar fi semnat cu cel al lui Nicolae al II-lea? Marea victorie poate nu era posibilă dacă Stalin nu era atât de eficient. Asta e, uneori ca să câștigi războiul cu vestul diabolic, mai deportezi, mai execuți, mai torturezi, ce să-i faci? Putin însuși a venit la putere direct ca o mână de fier de care era nevoie. În 1999, Boris Yeltsin îl pune prim-ministru pe acest individ, care era directorul FSB-ului, fostul KGB, șeful securității rusești, cum ar veni. El a intrat în scenă și a rezolvat rapid și brutal problema războiului din Cecenia, moment în care popularitatea lui a crescut la 80%. După războiul din Georgia din 2008 și după invadarea Ucrainei în 2014, popularitatea lui iar a crescut. Propaganda instalează ideea că uneori e nevoie de o mână de fier, iar apoi se autodemonstrează. Ei inventează în conștiința colectivă un pericol și apoi întrebarea, nu cumva e nevoie de o mână de fier? Rusul se întreabă, pă, nu știu. Apoi se ivește o situație în care pare că mâna de fier rezolvă situația. Ia uite domne, aparent era nevoie de o mână de fier. Ce bine. Narațiunea asta s-a intensificat în ultimii ani. Pe plan intern, toate mesajele despre al doilea război mondial sunt făcute strict ca să inflameze spiritul naționalist, o materie primă pe care Putin știe să o modeleze ușor și să o transforme în orice are el nevoie. Are și cu ce să lucreze, pentru că în urma războiului au murit 27 de milioane de oameni din Uniunea Sovietică, vreo 9 milioane dintre ei militari. Sunt niște numere enorme, incredibile dar nu te transforme automat în erou doar pentru că dementul cu care te-ai înțeles să Europa și pe care l-ai alimentat cu materiale 2 ani a decis să întoarcă cuțitul și în procesul ăsta s-au pierdut cantități inimaginabile de vieți. Astea sunt nuanțele pe care Putin încearcă să le elimine din istorie și din memoria colectivă. Pe plan intern e ceva mai ușor, pe plan extern nu prea. În 2009, la o comemorare de 70 de ani de la începerea războiului, Putin declara, de fapt, că pactul Ribbentrop-Molotov a fost imoral. În 2015, după ce a invadat Crimea, iată s-a răzgândit. Într-o conferință de presă cu Angela Merkel, el și-a revizuit atitudinea și a spus că Uniunea Sovietică s-a străduit să creeze un bloc puternic antifascist, dar că n-a avut cu cine. Vesticii nu voiau, așa că lăsați unul la unul cu naziștii, au fost forțați să facă o înțelegere cu ei ca să evite o confruntare directă. Merkel a avut o obiecție formulată prudent politic și a spus că pactul Ribbentrop-Molotov e dificil de înțeles dacă nu e în considerare protocolul secret. Într-o conferință ulterioară pe teren propriu, Putin declara că toată lumea demonizează acest pact, dar ce e așa rău la el? Ce? Uniunea Sovietică nu voia să intre în război. Atât. După el a ținut și ministrul culturii un discurs în care a declarat că pactul a fost de fapt o reușită colosală a diplomației staliniste. Și așa a început lupta pe pact, care e azi în punctul de maximă intensitate. Nu e deloc o coincidență că momentul răsucirii pe subiect a venit după invadarea Ucrainei în 2014. Chiar dacă legătura nu ni se pare nouă extrem de evidentă, ea are o logică concretă în propaganda afectivă destinată rușilor. Acum, ca atunci, am rămas iar singuri în fața unui vest absurd, grotesc. Trebuie să facem tot ce e necesar ca să ne protejăm cetățenii ca să funcționeze, vestul trebuie să fie demonizat, iar marele război pentru apărarea patriei să fie amintit cu mare demnitate. Că vestul neagă această demnitate e o dovadă că sunt niște demoni. Lucrurile merg mână mână. Cu cât spui mai mult că Rusia e marele eliberator, cu atât vestul zice, stai așa că nu-i chiar așa, uite cum ne bat pe moria. Într-o declarație oarecum bizară la o comemorare a Holocaustului din Israel de pe 20 ianuarie anul curent, Putin a zis că 40% din victimele Holocaustului au fost cetățeni ai Uniunii Sovietice. Istoricii consideră că numărul e de mai degrabă în jur de 15%. E bizar pentru că Putin își calibrează ceva mai bine fake news-urile de obicei, nu le lansează așa neglijent ca Trump. Dar pe măsură ce situația Rusiei se răutățește, probabil nu mai e timp de finețuri. Ca urmare a sancțiunilor impuse Rusiei pentru invadarea Ucrainei și în urma scăderii prețului petrolului, economia Rusiei s-a micșorat de la 2297 de miliarde de dolari în 2013 la 1283 de miliarde de dolari în 2016, adică aproape s-a înjumătățit. Chiar și în aceste condiții economice precare, ei tot s-au implicat în războiul din Siria, într-o mișcare care la momentul respectiv părea bizară. Dar Putin arată de 20 de ani încoace, constant, că pentru el războiul rece nu s-a terminat. El funcționează în continuare după coordonatele rigide ale unei lumi împărțită în superputeri cu sfere de influență, ca în anii 60. Din afara Rusiei poate pare ridicol când ajung la noi știri de genul ăsta că Polonia a pornit al doilea război mondial. Dar din interior nu cred că e deloc amuzant. Putin e cât se poate de serios în misiunea lui de a restabili importanța Rusiei în lume ca o superputere. Războiul cu Georgia a început când georgienii au început să manifeste înclinații concrete, provestice. În Ucraina s-a intervenit când ucrainienii protestau în favoarea integrării în UE și NATO. Putin nu putea să permită așa ceva în niște teritorii care, în mintea lui, aparțin Rusiei. În ambele țări, el și-a obținut ce și-a propus. A negocierile și a îndepărtat spectrul vestic de influență. Prin rescrierea istoriei, el creează paralele între modul de acțiune al glorioasei Uniuni Sovietice și ce face el azi. Și azi, ca și atunci, aceste așa zise agresiuni condamnate de groaznicul vest sunt doar niște mișcări legitime de protejare a intereselor cetățenilor ruși. După anexarea Crimeei, pe 18 martie 2014, Putin declara solemn că, în mințile și inimile oamenilor, Crimea a fost întotdeauna parte din Rusia. Așa că mișcările lui doar readuc lucrurile la normalitate. Din păcate, normalitatea asta există în niște parametri staliniști. Dacă intervențiile în Georgia și Ucraina sunt în liniile păstrării teritoriului sovietic, cu Siria a fost mai ciudat. Rușii au intervenit tocmai ca să se afirme ca o superputere, să distrugă monopolul american în lupta antiteroristă și să-și asigure interesele în zonă. Să mai readuc aminte lumii că sunt destul de importanți și nu pot fi neglijați. Drept cadou, au primit de la Assad un port la Marea Mediterană, de unde pot să vină și să plece în voie. Modul în care i-a mintit al doilea război mondial e un pilon principal în propaganda rusească și în fake news-urile învârtite. Pentru Putin e o pârghie esențială în manipularea populației, așa că nu se glumește cu ea. În 2016, un blogger din Rusia a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru că a scris despre cum naziștii și sovieticii au colaborat în invazia Poloniei. Omul a fost acuzat de circulare de informații false și reabilitare a nazismului. Asta pentru că în 2014 a fost adoptată o lege care sancționează contestarea sau rescrierea variantei oficiale a Marelui Război pentru apărarea Patriei. Revizionismul istoric din Rusia ultimilor ani a devenit din ce în ce mai intens, până la punctul în care începe să semene cu ce face Xi Jinping în China, unde masacrul de la Tiananmen nu există și Mao a fost de treabă. Pe măsură ce acești dictatori de 2020 își dezvoltă ambițiile totalitare, dictatorii din trecut devin subit din ce în ce mai ok de fapt. Tot scandalul pe tema pactului Ribbentrop-Molotov din ultimele luni Vine pe fundalul faptului că Putin de la începutul anului încearcă să restructureze Constituția Rusiei, astfel încât el să poată să fie președinte pe viață. Referendumul programat în acest sens a fost anulat din cauza pandemiei, la fel ca Marea Paradă programată pentru 9 mai de ziua victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei. Vă puteți imagina că evenimentul era esențial în contextul discutat până acum, dar coronavirusul i-a cam dat planurile peste cap. Rămâne de văzut ce o să se întâmple în continuare. Economia Rusiei stătea oricum prost și acum își mai așa o palmă pandemică. În condițiile astea, e posibil ca toate fake news-urile de care am vorbit să devină din ce în ce mai intense, pe măsură ce animalul care le emană se simte din ce în ce mai încolțit. Ar trebui să fim pregătiți să auzim lucruri din ce în ce mai absurde și să le și contracarăm, pentru că, după cum am văzut, strategia cu băgatul capului în nisip nu e foarte eficientă tot ajungi să fii plesnit de ce ai încercat să nu vezi. Cam atât pentru azi, clipul a fost făcut cu sprijinul Asociației Alianța Internațională a Jurnaliștilor Români, care mi-a oferit o întreagă bibliografie din care să-mi culeg informațiile. Ei s-au sesizat tocmai în pregătirea acestui 9 mai, în care Putin plănuiește să mai facă un pas în rescrierea istoriei europene, în moduri care asigură lui continuarea puterii și a controlului. Măcar să fim un pic puși în temă când mai încep cascadele de fake news, având în vedere că România nu lipsește deloc din vizorul acestor campanii de propagandă. Mulțumim fraților de pe Patreon, până data viitoare! Să